de data asta să încerc și varianta de mușoc doar de fete. Este un pic mai dificil, pentru că devii total responsabilă de mișcările tale. Nu ai un partener care să te ajute în situația în care uiți, care să te conducă în următoarea mișcare. Este foarte multă mișcare scenică și foarte multă atenție la linii, la toate aceste detalii, dar a fost o provocare. Cred că România are nevoie de, în partea aceasta de dans, are nevoie să vadă și o trupă de joc de fete. Adică avem nevoie de provocare. De noi provocare.